Așteptat cu nerăbdare de copiii din toată lumea, Moș Crăciun vine în seara de ajun. Nu contează dacă are sau nu barbă albă, sprâncene stufoase și obrajii roșii și înghețați de crivățul prins în mustață, important este ca moșul să lase un dar fiecăruia sub brad. Dar cine este Moș Crăciun? Aflați din materialul următor. Mitul lui Moș Crăciun se regăsește într-o poveste interesantă. Imaginea acestuia, care de ziua nașterii Domnului împarte cadouri copiilor, se suprapune cu cea a celor trei magi ce aduc daruri pruncului Isus. Cântecele de bucurie cântate de slugile lui Crăciun, după ce Fecioara Maria lipește mâinile Crăciunesei, s-a transformat în tradiționalele colinde care glorifică nașterea lui Isus. Legenda spune că în noaptea în care a intrat în Travaliu, Fecioara Maria a bătut la prima ușă ce i-a ieșit în cale pentru a cere ajutor. I-a răspuns Crăciunița, soția lui Moș Crăciun, care, știind de frica lui, a trimis-o în graj și a ajutat-o să-l aducă pe lume pe Isus. Când a aflat ce s-a întâmplat fără știrea lui, Moș Crăciun s-a răzbunat pe Crăciuniță și i-a tăiat mâinile drept pe deapsă. Însă, Maica Domnului le lipește la loc, chiar în fața lui Crăciun, care află cu această ocazie cine este Fecioara Maria. De bucurie că nevasta sa a scăpat nevătămată de pedeapsa lui necugetată, Crăciun aprinde din trunchiuri de brad un rug în curtea casei sale și încinge o horă cu toate slugile. După joc, Crăciun, care era cioban la bază, în parte sfintei familii daruri păstorești, lapte, caș, urdă și smântână. De aici, transformarea lui Moș Crăciun într-un sfânt care aduce, în ajunul nașterii lui Isus daruri copiilor. Se spune că Moș Crăciun locuiește împreună cu soția sa la Polul Nord, unde tot timpul anului construiește jucării ajutat de spiriduși. Acolo el primește scrisori de la copii din toată lumea cu ceea ce își doresc să primească de Crăciun. În ajunul Crăciunului, cel mai iubit bătrânel își încarcă săniuța cu jucării și zboară cu Sania trasă de opt reni, oprindu-se la casa fiecărui copil. Moș Crăciun coboară pe hornul casei și lasă cadourile.